știam că mă cunoști. Nu te cunosc, dar te-am văzut că stai aici și bebe Foxy încă tată. Eu sunt Gigicu. Ah, super. Super, îmi pare bine. Ești coleg nou, că nu te-am mai văzut. Da, păi eu sunt coleg vechi, dar nu prea mai băgat tu în seamă pe mine așa. Uite, tu ești așa mai mare față de mine. Tu ce faci stai? Ești la fel ca mine, că pare mai mare ca mine, că te-ai înălțat, te-ai tras mama ta și tatăl tău de picioare. Da, păi mi-au pus apă la picioare și am crescut ca vrăjul de fasole. Ce tare! Da, păi fii atentă! Da, citeam o carte, fii atentă, stai să găsesc cartea să văd că mă uit în ghiozdan. Citeam cartea asta și este despre Jack și vrăjul de fasole. Ah, ce tare! Am auzit povestea! Da, și cică, există o hartă și în orașul ăsta a existat vrăjul de fasole. Hai să mergem să vedem, poate-l găsim! Hai să fugim de la școală, că m-am plictisit de școală! Orice e mai interesant decât să stau la ore, sincer îți zic! Doamne, pe Foxy, hai să fugim, să nu ne vadă profesorii! Haide, haide! Opa, uite, aici, cică! M-am uitat eu pe cartea asta aici, pe hartă, și aici, cică, apare vrejul de fasole! Hai să vedem dacă chiar apare! Da, uite, undeva aici, ce așa! Ce se întâmplă în poveste, dacă apare vrejul de fasole? Păi nu știu, că încă n-am gătat cartea, că sunt pe la începutul cărții, ca să zic așa. Hai. Am înțeles, hai că aștept. Da, hai să așteptăm aici, sau dacă nu putem să dăm o tură cu balonul cu aer cald, dar nu știu ce să zic. Nu știu, îmi place povestea cu vrejul de fasole, dar cred că nu există așa ceva în realitate, este doar o poveste, o fantezie. Așa zici? Păi da. Ia un loc aici să vedem, nu știu, să așteptăm să vedem dacă crește vrejul de fasole. Bebe Foxy, stai așa că am mai găsit un indiciu în carte. Aparent trebuie să facem ceva, dar era trecut jos la subsol, acolo la notele de subsol, ca să nu vadă nimeni. Trebuie să udăm vrejul, Bebe Foxy. Uite-te! Udă-l! Stai să iau și eu apă să-l ud. Asta e vrejul de fasole, haide, udă-l! Opa, ia uite! Cred că acum se întâmplă! A crescut vrejul de fasole! Wow, Bebe Foxy, ce vrej mare de fasole! Auzi? Da, în carte nu era cumva un gigant în vrejul de fasole? Nu știu, cred că... Încă? Cred că ai dreptate, dar eu n-am citit toată cartea încă. Ia să vedem, hai să urcăm pe vrejul de fasole! Haide, eu am urcat! Wow, sunt aproape în vârf! Serios? Așa sus ești? Bebe Foxy, aici! Așteaptă-mă! Am ajuns... Wow, ce sus este! Am ajuns într-o altă lume! Bebe Foxy! Wow, ce frumos e aici! Nu vine să crezi! Dar cine e fata asta, Rebecca? Uite că văd că a venit și fata asta cu noi! Ai venit la mea, Rebecca! Rebecca, ai chiulit de la școală că nu te-am văzut! Da, normal că am chiulit! Wow, Bebe Foxy, s-a făcut zi pe aici! Wow! E plin de furnici aici! Da, sunt niște furnici roșii! Ce mămăruță frumoasă! Wow, într-adevăr este o lume diferită față de cea noastră. Cartea nu minte. Nu se mișcă, aș fi călărită. Da, nu se mișcă, nu știu, cred că ele mai dorm. Hai să mergem să vedem ce cu casa asta. Și am văzut un postan mare, stai să mă duc la postanul ăsta mare. Oare ne atacă furnicile? Bebe Foxy? Uite, m-am urcat pe o furnică. Este un păianjen imens aici, Bebe Foxy, vină puțin. Unde? Ai grijă că nu știu dacă ne atacă, uite-l acolo între tufe. Stai să mă duc să văd. Wow, ce mare e! Nu mă atacă, aici toate animaluțele sunt prietenoase și toate... Da, sunt de treabă. Ia uite, bubureuze, ce frumos sunt. E plin de și bostani gigantici aici. Bostanii sunt mai mari decât noi. Bebe Foxy! Ne-am întors înapoi, unde ești? Sunt jos, aici, unde ești? Ne-am întors înapoi, dar am fost într-o lume diferită! Mai da. Vreau o dată, mai vreau! Stai să vedem dacă mai merge! Doarme! S-a pus să doarmă vrejul de fasole și nu mai putem să mergem, Bebe Foxy! Doamne, și nici ne-am văzut casa! Scrie că doar la noapte mai putem merge! Wow, deci doar noaptea putem să intrăm în casa aia,
copioasă! Abia aștept, trebuie să mergem la noapte din nou. Dar știi care e farsa? Trebuie să sunăm, trebuie să mergem la ore! Hai să mergem la ore, repede, da! Haide, 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 să nu cumva să ne prindă profa sau ceva! Da, eu am cerut dormul la baie! Da, păi și eu tot la fel, îți dai seama! Hai să intrăm în școală, pe aici, pe aici, pe aici! Ascunde, ascunde stropitoarea să nu te vadă! Eu am ascuns-o! Așa, așa am ascuns-o! Hai să mergem repede! Dar pe Foxy, școala este goală! Orele s-au terminat! Oh, nu, am lipsit mai mult! Cred că o să am probleme! O să-i simtă lui tati că n-am fost la ore! Aoleu, și eu! Hai să ne ducem înapoi acasă, să plecăm fiecare la casa lui! Aoleu, ce se întâmplă? Da, dar tu pe unde stai? Pe aici? Pe aici stau și eu! Da? Vii împreună cu mine, merge pe jos? Rebecca, vii și tu cu noi acasă? Da, vii și tu, Rebecca? Da, vii și eu! Hai să mergem cu toții! Haideți, haideți pe aici, pe aici, pe aici! Guys, pe aici! Veniți după mine! Tu unde stai, bebe Foxy? Unde locuiești? Pe strada mai sus. Mai sus? A, da. Păi și eu tot exact acolo locuiesc! Mamă, suntem vecini și nici nu știam! Putem să luăm biciclete? Hai să închiriem două biciclete! Hai să luăm două biciclete, repede! Hai să ajungem acasă, dar știi ce mi se pare dubios? Nu știu, parcă se simte altfel de când ne-am întors aici. Da, ceva e ciudat. Ceva e foarte ciudat. Unde ziceai că locuiești? În sus, pe strada asta. În sus? Aici stă și bunii, dar noi ne-am luat căsuța altundeva, ca să nu fim lângă bunii. T-auzi, bebe Foxy, e ceva foarte dubios. Casele nu mai sunt aici, au dispărut casele. Nu, ceva se întâmplă, dacă tot acolo în altă lume. Dacă nu suntem unde trebuie să fim, dacă aici nu e tati. Poate suntem într-o lume paralelă, pentru că nu mai era nimeni la școală. Oh, nu, nu vine să crei cum ne întoarcem înapoi acasă. Cred că trebuie să așteptăm din nou să luăm vrejul de fasole. Și după ce luăm vrejul de fasole, o să putem să ne întoarcem acasă, probabil. Wow, e foarte dubios, seamănă cu lumea noastră, dar nu e lumea noastră. Zici că e o lume paralelă. E o păcăială, trebuie să ne întoarcem înapoi acasă. Da, trebuie să ne întoarcem înapoi acasă, hai să mergem acolo la vrejul de fasole. Și să așteptăm să crească iarăși. La noapte. La noapte, da, până păi. Până plină. Până la noapte nu ne mai putem asta întoarce acasă. Da, și poate o să scăpăm. De unde ești, bebe Foxy? Pe aici, pe jos, tu unde te-ai dus? Păi eu am coborât mai repede, nu te mai văd. Stai așa, te aud, nu te văd, da, gata, uite. M-ai văzut? Da, stai că sunt după tine, sunt în spatele tău. Haide să mergem. Hai să mergem la vrejul de fasole. Uite, ce era vrejul de fasole? Vine după mine, că știu eu, pe de rost, strațile astea. Nu vine să crezi, suntem în altă lume. Da, e o lume care seamănă cu a noastră. Wow, ce dubios mă simt. Iar că... Vrejule, crești, vrejule, înapoi. Crești, crești. Haide, vrejule, nu vrea să crească nici cu vrejul ăsta de fasole. Trebuie să așteptăm până când se face noapte în lumea asta. Acesta a fost episodul Hudinașilor și Vulpițelor. Sperăm că v-a plăcut. Să nu uitați să rupeți butonul și de like și de subscribe ca să crească vrejul ăsta de fasole. Altfel, cred că o să rămân aici, bebe Foxy, pentru totdeauna. Și noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade, iar primul link din descriere vă duce către Trovo, unde facem live-uri zilnice. Haideți acolo cu toții. Pa, pa!